După ce a ieșit pe ușa din spate de la centru, dându-și demisia de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în urma accidentului din Apuseni, Ion Burlui revine la Suceava. Generalul de brigadă Ion Burlui se întoarce la comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, începând cu data de 1 februarie. În prezent, Ion Burlui este în concediu de odihnă. Ion Burlui a mai condus ISU Suceava timp de aproape 4 ani, din toamna lui 2009 și până în vara anului trecut, când a fost numit șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Săptămâna trecută, generalul a demisionat din funcția de șef al IGSU în urma accidentului aviatic din Apuseni, care s-a soldat cu 2 morți și 5 răniți.